La noapte cerul va fi variabil cu norări în primele ore în regiunile vestice și la munte, unde doar cu totul izolat vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în Bărăgan și în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22-24 de grade Celsius pe litoral. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 19-20 de grade până în jurul valorii de 17 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Câmpia Română și în Câmpia de Vest. Cerul va fi variabil, cu norări și cu totul izolat, ploi de scurtă durată și descărcări electrice la munte, în vest și posibil în extremitatea de sud-est. Intensificări temporare ale vântului se vor semnala local în regiunile sud-estice și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade Celsius. În capitală, vremea se va menține călduroasă, posibil caniculară după amiază, când și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade Celsius. La munte, cerul va fi variabil, cu norări temporare, averse și descărcări electrice, ziua cu totul izolat, iar noaptea pe arii restrânse, cu precădere în zona munților Banatului. Vântul va prezenta intensificări în prima parte a intervalului pe creste, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, când va putea lua aspect de vijelie. Temperatura aerului nu se va modifica semnificativ față de intervalul precedent. La mare, vremea va fi predominant frumoasă, izolat călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi de 20-22 de grade Celsius. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.